Salut! Sunt George Bonea și sunt speaker demotivațional. Ce faci, spirit civic și implicat politic? Te văd în febra faptului că e un an plin de alegeri. Văd că dai pe afară de opinii politice, sugestii, calcule, analize. Știu că tu știi cel mai bine, că îi citești pe toți, că nu a scăpat nimic ochiului tău ager. Cele 30-40 de minute pe care le petreci prea des ascultând mese rotunde la televiziuni de partid încep să dea roade. Alții își tocesc coatele prin biblioteci și date încercând să descoasă încurcata lume politică, dar tu, atât de prezent cognitiv din 4-4 ani, le-ai deșurubat pe toate ca un abil mecanic auto care în fața rezervorului gol îți schimbă discurile de frână. Episodul de astăzi este sponsorizat ideologic și imagologic de o carte. E vorba de Eseu despre luciditate de José Saramago. Nu te speria! Nu e vreo lectură de analiză politică. Nu te încurajezi să-ți pierzi prețioasele minute de TikTok citind istoria vreunui partid sau altceva. Asta e o carte cu poveste, gen Capra cu trei iezi, portughezi. Cărțile de tipul ăsta, spre deosebire de manualele școlare care ți-au distrus copilăria și ai ajuns să urăști visceral cititul, că faci bube și când trebuie să citești ofertele la cumpărături, sunt un fel de serial Netflix, dar în cuvinte pe care le citești tu și creierul le face video în capul tău. Direct, e o nouă tehnologie AI, n-ai auzit de ea. Pui cuvinte pe foaie și creierul dă imagini în interior, mai ales dacă tu citești cuvintele alea cu ochii deschiși. Da, tehnologia a evoluat mult de tot. Ai puțină răbdare și o să scoată și varianta de colorat. În cartea asta, José Saramago își imaginează că într-o țară au loc alegeri și oamenii nu mai merg să voteze. Pur și simplu. Și toată povestea se desfășoară în jurul acestui fapt și încearcă să arate ce s-ar întâmpla cu lumea, societatea, politicienii, dacă o majoritate covârșitoare dintre alegători ar prefera să evite secțiile de vot. Cum evizi tu să schimbi periuța aia de dinți care arată de parcă ai curățat borduri? Serios, trebuie să o schimbi la 2-3 luni, odată cu bordurile. Nu că sună interesant? Îți place? Îți place povestea cu nevotatul? Nu-ți place? Te-ai speriat? A nu vota te face să visezi urâțel și să ai coșmaruri că nu îndeplinești visul strămoșesc de a alege între cine să te dezamăgească în următoarea perioadă de acalmie sociopolitică? Înțeleg. Stai puțin. Ți-a luat-o pulsul razna la brățară și îți crește asigurarea de sănătate. Te-ai prins? Dacă nu te-ai prins acum, o să te prins peste câțiva ani. În primul rând, asta nu e un episod despre cum să nu ieși la vot. Poți să ieși unde vrei tu. E o țară liberă. Poți să ieși și la vot, și la cort, și la bot, și la mort, și la fort și... Continuă tu la comentarii. Dar hai să-ți explic de ce e important și nu e important să mergi la vot. Știu, e atât de simplu. E important să votezi dacă asta te face fericit și opțiunea pe care o ai, simți că te reprezintă și e aproape de valorile tale. Poți să votezi cu cine vrei tu, dacă opțiunea ta e pe buletinul de vot. Foarte important aspect. Chiar dacă știi că opțiunea ta e nocivă pentru o altă categorie socială, tot poți să o votezi. Știu, sună super șmecher să poți să votezi răul altuia. Partidul tău preferat vrea să interzică căsătoriile între oameni cu ochi căprui? Votează! Partidul tău vrea ca România să părăsească galaxia asta? Votează! Liderul tău politic preferat îți amintește de bunicul tău care a murit pe front ca tu să scrii pe Facebook astăzi că roșiile nu mai au gust de roșii? Votează! Mergi și votează, simte-te bine, ba chiar poți să te și căsătorești cu o persoană ca tine și să vă puteți ține de mână pe stradă, cu toate că eu nu știu cum să explic copilului asta. Dar știți cum sunt copiii, întreabă tot felul de lucruri. De ce ăia se țin de mână pe stradă? De ce ăia vând arme unei țări care face rău altei țări? De ce unii au 10 case și alții dorm în cutii de carton? Copiii ăștia și întrebările lor stupide. Fie, poate astea au fost exemple mai extreme și nu ai înțeles mesajul. Repet. Consider că strategia socioeconomică a partidului X se pupă cu doleanțele tale? Perspectiva geopolitică e în acord cu viziunile tale? Îți dorești o abordare tehnico-tactică precum cea pregătită de partidul Z? Atunci mergi, devotează și nu te uita înapoi. Pentru că e o pânză albastră și nu o să vezi nimic în cabina de vot. Dar altfel, aici începe. Există și opțiunea să nu votezi. Firește, destui te vor judeca pentru asta dintr-un paradoxal liber arbitru
pe care îl întâlnim și în religie. Ești liber să faci ce vrei, dar dacă nu faci ca mine, mai bine să-ți crească o unghie în carne sau variațiuni pe temă. Discursul generalist, împins abil în față de presă și cei care se asigură că noi credem tot ce ne spun trusturile care, între două horoscoape și știri despre vedete, introduc și materiale pirotehnice politice, este că neprezența la vot e sinonimă cu nepăsarea. Ori ești la urne, ori ești la grătar. Nu există linie de mijloc. Nu poți merge la grătar în semn de protest, alegând să arzi niște mici în loc să arzi niște parveniți. Important este ca tu, cel care nu votează, să știi despre tine că ești un îngălat social, un nespălat civic și că toată lumea te disprețuiește. Ba chiar sunt crâjme în care nu-ți vei mai putea savura sucul pentru că n-ai pe buletin dovada faptului că te-ai jucat de alegerile. Na, e democrație. Antreprenorii sunt liberi să-și selecteze ideologic clientela. Ghinionul lor este că nu pot afla precis și cu cine au votat clienții. Dacă un chelner scuipă în ciorba greșită, de ce să sufere toți clienții, atât aia care votează cum trebuie, cât și aia care votează De ce să sufere toți clienții de același adaos comercial la sticla de apă pe care cârciumarul o cumpără angro cu 2-3 lei sticla, la 0,33, și o vinde cu 12-15-18 lei? De ce? Firește, unii vor spune că o formă de protest este să mergi și să anulezi buletinul de vot. Așa este. Dar vă mai aduceți aminte anul ăla în care presa ori vreun politician a anunțat câte buletine de vot au fost anulate în semn de protest? Să fie oare anul... Dacă facem liniște, putem să auzim cum crește părul la sub braț. Și credeți că îi pasă cuiva că o hârtie a fost anulată? Ori eventual s-a scris pe ea să-ți iau familia în chakra 7? Nu. Ce mi-e o înjurătură la secția de vot, ce mi-e o înjurătură pe Facebook. E chiar mai bine la urne. Pentru măscările la urne nu trebuie să plătești pe cineva să cenzureze, să dea bloc, să scrie alte 10 buletine că de fapt ești un politician minunat. Mai mult, intrând în cabina de vot, înseamnă că procesul îți place. Doar se întâmplă să nu te regăsești în opțiuni. Ei te vor tot chema să votezi până o să-ți placă ce-ți oferă. Acum, sincer, e și vina ta, dacă ești prea pretențios, nu? Îi încearcă, dar nici tu nu vrei să-ți placă. Mereu ceafă de porc și cartofi prăjiți în meniu și tu insiști să-ți dea salată. E vina ta. Dacă n-ai vota, ca și în scenariul lui Saramago, și-ar da seama că devin cu totul irelevanți și lipsa de opțiuni e clară, adică nu merită nici efortul de a scrie măscări pe o hârtie. Și asta o să-i sperie, pentru că da, vei spune că anumite partide vor câștiga doar cu votul fanilor lor. Dar tot Saramago spunea despre tipul ăsta de victorii că partidele în cauză pot învinge, dar nu pot convinge. Frumos, nu? Imaginează-ți că Partidul Pâinii Populare, pe care se întâmplă să-l disprețuim tot mai mulți, câștigă alegerile cu 70, 80, 90% din voturi. Ai putea crede că toată lumea îi iubește, doar că la o numărare mai atentă s-ar vedea că au fost la vot doar ai lor. Restul au ales să stea la grătar și să nu voteze nici răul cel mai mic, nici răul cel mai mare, nici să-și anuleze votul. Pur și simplu, o majoritate zdrobitoare din populație a făcut un poker face de nota 10. Iluzia opțiunilor democratice s-a năruit. Partidul câștigător nu știe de ce e capabilă această majoritate. Cu toate că a câștigat alegerile și ar putea să-și pună în aplicare și cele mai nebune idei, e greu să o faci când ceilalți n-au participat în jocul alegerii și se uită inexpresiv la tine. Când joci și pierzi, nu te mai poți plânge că ai pierdut, pentru că așa e jocul. Așa ne-am înțeles. Votăm și cel mai bun să-și asfalteze drumul până la vilă. Ok? Dacă n-ai venit la miuță, nu pot spune că-și cel mai bun din cartier la fotbal. Ok, pot spune asta, dar cine să mă creadă? Inclusiv Robert Negoiță, primarul pe viață la sectorul 3, la ora asta, a spus într-o emisiune la Antena 3 că, până la urmă, știți cum se spune, nu e tocmai adevărat că poporul nu greșește niciodată. Până la urmă, ce decide electoratul, n-avem altă variantă decât să respectăm. Am încheiat poate singurul moment de sinceritate de la Negoiță. Ceea ce e foarte adevărat. Dacă poporul greșește, sau nu, el are o voință. Dacă ne jucăm de-a voința și alegerile, trebuie să respectăm joaca. Problema este că jocurile nu sunt corecte. Opțiunea ta e posibil nici să nu poată ajunge pe buletinul de vot. De altfel, cele mai multe opțiuni nu ajung pe buletinul de vot, pentru că pragul semnăturilor e pus confortabil de sus. Și dacă un partid altfel ajunge pe buletin, sunt șanse mari
să nu dețină banii și puterea prin care să-și facă auzit mesajul. Bugete de campanie. Nu mai spun că nu toată lumea are bani de postat și manipulări la TV. Hai să zicem altfel. E ca și cum bătăușii cartierului te cheamă afară la joacă. Tu știi că o să mănânci bătaie, dar dacă nu ieși, o să te desconsidere ceilalți bătuți. Ba chiar sunt atât de suferinți de sindromul Stockholm, încât or să creadă că din cauza ta au mâncat ei bătaie. Or să spună, împreună putem să-i dovedim pe bătăuși. Nu. Bătăușii au toate bătele. Așa că veți mânca cu toții bătaie, pentru că așa s-au solidificat regulile în această structură de cartier. Filozoful brazilian Paulo Freire spunea în cartea Pedagogy of the Oppressed că trebuie să învățăm pe oameni cine sunt abuzatori și cine sunt abuzați. Nu pierzi pentru că te încurcă alți pierzători, pierzi pentru că jocul e făcut de așa natură. Nu vezi? Sunt mereu aceleași fețe și dacă nu sunt fețele alea, sunt copiilor, rudele lor, prietenilor și toți desculți, școliți la fel. E un tipar din care ei nu ies pentru că tu nu ești din tiparul tău. Cu toții greșim. Știu cum e. Întotdeauna în perioada alegerilor explodează metaforele care vor să te invite la vot, indiferent. Preferatele mele sunt următoarele două. Votezi un partid, nu cu cine să te căsătorești. Problema e că divorțul e mai facil și ușor de realizat decât să schimbi un partid care a câștigat puterea și ține cu dinții de ea pentru că trăiește într-o falsă victorie populară. De altfel, această vorbă pe care am tot văzut-o la diversi oameni, este un paradox pe picioare. Adică votul e important, dar nu e atât de important precum o căsătorie? Căsătoria e importantă. Adică ies să votez pentru viitorul meu, dar nu e un viitor precum o căsătorie care e tot despre viitor? Și votul îmi poate influența inclusiv căsătoria, că poate câștigă cine nu trebuie și trebuie să plec din țară și nu mai întâlnesc marea iubire. Nu înțeleg. E important sau nu? E importantă căsătoria? Pentru că dacă nu e importantă, aflu asta cam târziu. E important. Iar a doua e cam așa. Nu există autobuz care să te ducă unde ai nevoie. De aceea iei autobuzul care te duce cel mai aproape de destinație. Așa și cu votul. Și asta e o variantă dubioasă, pentru că există autobuze care te pot duce la destinație. Dacă mai mulți mergem în același loc, există puterea de a cere oficialilor să facă linii de autobuz care duc la o destinație comună. Vedem că românii nu prea merg cu autobuz. Unde mai pui că politica, așa cum e ea astăzi, înseamnă să te urci într-un autobuz care schimbă traseul când tu ești deja înăuntru și ți-ai luat bilet pentru o altă destinație, care se îndepărtează. Ba mai urcă și controlorul să te amendeze că ai bilet greșit. Și șoferul se uită la tine și spune, boss, ne adaptăm, ce să facem? Și presa urcă cu poliția în autobuz și te întreabă, nu știați că sunteți în autobuzul greșit? Nu vă e rușine? Cum vă simțiți? Na, presa. Știi cum e. Și toate astea se întâmplă pentru că ideologie, mai exact lipsa ei. De fapt, despre asta e vorba. Am ajuns să vorbim despre ce fețe sau promisiuni să votăm și nu despre ideologia acestor oameni și partide. Și nici măcar despre ideologiile noastre, individuale, credințele noastre. Din nou, popular și proverbial în România, se spune că partidele n-au ideologie, sunt toate la fel. Dar nu sunt toate la fel. Nici măcar în interiorul unui partid nu sunt toți la fel, ceea ce e grav. Dar pentru o perioadă de timp, un partid are un lider cu o anumită direcție. Ai partide de stânga, care datorită unui lider devin brusc de dreapta. Ai partide de dreapta, care devin brusc de extremă dreapta. Și tot așa. Apoi acestea fac alianțe, devin un amalgam ideologic, sunt conflicte pe mai multe paliere și așa mai departe. Cu toate astea, în tot haosul ăsta, ele au ceva. Sunt ghidate de niște valori. Doar că pare un haos. Haos care, da, generează o gândire de tip, ideologiile n-au sens, votează cine ți inspiră încredere. Doar că unii nu putem pune ștampila pe fețe care stârnesc încredere. Pentru că nu suntem copii și nu învățăm emoții privind chipuri. Uite, ăsta arată de încredere. Plus că dacă votăm după frumusețe, câștigăm de mult. Nu te lăsa minți, partidele au direcții și ideologii, au credințe. Poate că tu nu știi care sunt alea pentru că tu nu ai credințele clare. Sunt destul de sigur că tu nu te cunoști așa bine. Adică, serios. Încă mai confunzi socialismul cu comunismul, nu? Și multe altele. Poftim, subsemnatul are niște viziuni politice cât de cât conturate. Nu ca tine, care ești 100% înfipt în propria identitate politică. Dar am stabilit că tu ești,
Mă, se văd orele de talk show-uri. Se vede pe fața ta că miroși. Că te-am văzut că miroși. La ora actuală, pentru mine, nu există partid care să bifeze nici măcar 50% din ce îmi doresc să am în țara în care mi-aș crește copiii, monturile și părul alb. Nu văd idei concrete despre situații de tip patarât, rușine Cluj, transportul feroviar, ciuciu, turism, ecologism, persoanele defavorizate ori cu handicap, subiect despre care o să vorbim în episodul următor. Sunt niște frânturi de idei pe la unii membri de partid, dar nimic asumat de un partid care spune astea sunt preocupările noastre. Așa că, în esență, nimic n-are o valoare și o strategie politică. Pentru că partidele nu vor să-și asume un mesaj clar pe o direcție, precum drogurile, prostituția, religia și statul. Partidele suferă cu toate de o boală. Se consideră produse pe raft. Și precum produsele de pe rafturile magazinelor, vor să fie plăcute de toată lumea. Dar asta nu există. Nu poate să te placă toată lumea. Oricât de mult ar insista mama ta că ești o ființă minunată. Nu ești. Motiv pentru care partidele fac una din următoarele. Promit chestii generaliste, să fie bine ca să nu fie rău, ori se rățuiesc la ceilalți, de obicei opoziție. Și din nou, chiar și cele mai votabile fețe au probleme. Nu-i de mirare că destui votanți din bula X, vă știți, și-au dat seama, an mai târziu, că partidul lor împinge în față o politică socială individualistă. Dar asta e bine, știm o direcție. Știm unde se separă drumurile noastre. În principal acolo unde le privatizăm cu totul. Între spitalul privatizat și școala privatizată. Și discursul despre cum dacă nu te-ai privatizat destul, e pentru că nu vrei, nu pentru că nu poți. Oare am putea privatiza patarâtul? Din nou rușine, Cluj, Doamne. Poate că scenariul lui José Saramago e prea dur. E prea mult pentru un popor care, după atâta Ceaușescu, chiar vrea să simtă că poate alege și și-a dorit prea mult puterea asta. Dar știi vorba aia că dacă îi dai unui om un ciocan, o să vadă cuie peste tot. Așa și cu alegerile. Îi dai omului ștampila și vede opțiuni. Apoi zvâcul lui social se diminuează pentru că 1. A pierdut pe corectelea, 2. O să-ți arate el la următoarele alegeri. O să scrie pe Facebook. Până atunci am divorțat de 4 ori. Stai liniștită, nu divorțăm. E așa o metaforă, să înțeleagă lumea. Ce ai putea tu să faci? Păi ce să mai faci, săracul de tine? Că doar faci destule, doar mergi la vot, nu? Dar ai putea face ceva. Ai putea să pui presiune mai mare pe opțiunea ta de vot. Să aibă un mesaj mai clar pentru cei indeciși. Ori grataragii răi. De ce să-l ceri pe unul care nu e convins când ai putea să recunoști că oferta nu e convingătoare? Orică nu e deloc pe buletinul de vot pentru că ai nevoie de un camion de semnături ca să participi la jocul alegerilor. Urlă tu la idolii tăi politici că sunt evazivi și diluați, nu la cei care nu au optimismul tău și nu văd cultura de zambile de sub coprocultură. Mai ales dacă tu chiar crezi într-un mesaj politic. Și evident, ai putea accepta că nu vedem viitorul la fel. E și asta o idee. Oricât de horror îți sună, nu avem aceeași perspectivă ideologică. Pur și simplu nu iubim la fel. Nu ne stă bine în aceleași culori. Și e ok. Nu știu. Nimeni nu știe. Except în tu. În afară de tine, nimeni nu e sigur de nimic. Cert e că nu mai trăim pe vremea în care oamenii se luau doar pentru că le erau urât singuri. Nu suntem mama ta. Și uite, în loc să doar mergi la vot, ai putea trimite mail-uri, mesaje, porumbei, aleșilor tăi să schimbe ceva din nemernicia care îi face pe oameni să facă grătare în ziua alegerilor. Să facă votul obligatoriu, să interzică grătarele, să coboare pragul de semnături, orice. Dar asta ține de tine și de implicarea ta în afara secției de votare. Tu, pentru că tu crezi. Vezi? Chiar ai putere. Dar imaginează-ți, ce s-ar întâmpla dacă n-ai vota rău cel mai mic? Ce s-ar întâmpla dacă la urne ar merge doar oamenii care cred în direcția partidelor lor? Ori doar cei care sunt plătiți să o facă? Ce s-ar întâmpla dacă în loc de discuțiile fade pe care le avem acum despre politicul românesc, ne-am uitat pe harta ideologică a fiecărui partid? Ori cel puțin am încercat să le punem într-un spațiu ideologic și ne-am dat seama că, de fapt, foarte mulți n-avem nici măcar o opțiune. Nici aia care cred că au. Și că nu votăm rău cel mai mic, ci doar votăm. Așa. Să nu zicem că n-am făcut ceva într-o zi perfectă de grătar. Cred că avem un handicap de comunicare. Apropo de handicap, următorul episod ar putea fi despre gluma asta de grijă pe care o purtăm pentru ceilalți, oamenii cu dizabilități.
Dar ne auzim cu episodul celălalt, când ăsta o să facă măcar jumate din numărul de semnături pe care trebuie să le strângă un independent la alegeri. Cu plăcere!